Bună pentru rochița de 5 anișori. Lucrăm tot o roche din catifea, culoarea este aceasta. Am stabilit ca și la celălalt material de catifea sensul de croire, deci așezăm totul în direcția aceasta și aici aveți modul în care fiecare parte de tipar a fost aranjată. Aici este fața pe care am îndoit-o în două, deci pentru că trebuie să fie numai o singură parte de tipar. Aici spatele care or să iasă două părți, mânecile or să fie tot două, pentru că materialul este îndoit, da? Vreau să fac o precizare că ca și consum este tot 50 de centimetri, dar catifeaua are 1,60 m lățime, este mai lată. Aici partea de fustă, care și ea este îndoită pentru că materialul este îndoit la dublu, gulerele față dos și amform. O să ne iasă un amform pentru față în plus. Deci dacă dorești să croiești cu materialul dat în două, aceasta este modalitatea în care trebuie să așezi tiparele, iar dacă dorești să croiești cu planșa pe care o primești, cu încadrarea gata făcută, deci faci cu materialul desfășurat. Condiția este să ai o masă suficient de mare unde să întinzi materialul și să poți prinde planșa deasupra. În momentul în care vom lucra la fiecare model, o să vă arătăm care sunt ce adaptăm la modelul respectiv. Încercăm fiecare rochie să aibă ceva diferit. Deci idei în care putem, dintr-un singur tipar, să facem rochițe. La revedere!